Rețete de sucuri pe bază de tulpini de țelină Sucurile delicioase pot avea la bază tulpinile de țelină, cunoscute și sub denumirea de apio. În comparație cu rădăcina de țelină, tulpinile au un gust mai delicat, mai dulce și dau un gust proaspăt și aparte, datorită faptului că au foarte multă apă. Prin conținutul ridicat de minerale și vitamine, dar și fibre pot ajuta persoanelor care au grijă la silueta. Savoarea specială a frunzelor de țelină se completează perfect cu gustul delicios din mere, pere, kiwi, ananas citrice sau legume frunzei frunze hrănitoare, castraveți, roșii, pătrunjel sau spanac și mentă. Pentru un gust mai picant, se pot adăuga bucățele de ghimbir sau piper caienne. Sunt foarte multe motive să ții mereu în frigider frunzele de țelină, extrem de rezistente în timp când sunt depozitate în sertarul pentru legume și salate datorită proprietăților antiinflamatorii, apio ajută în prevenirea infecțiilor, răcelilor, ameliorarea problemelor articulare și reumatismului, contribuie la regularea tensiunii arteriale, previne frigiditatea și impotența. Datorită fibrelor, are efecte prebiotice și susține flora intestinală, calmează gastritele, ajută ficatul, rinichii și colonul în procesele zilnice de detoxifiere. De aceea îți propun astăzi câteva rețete de sucuri răcoroase și sănătoase, în care poți integra sau folosi drept bază tulpina de țelină. Tulpinile tijele de țelină, bucățile de mere, pere, ananas, castravete curățat de sâmburi și de cojit sau bucățelele de ghimbir se pun în sturcător, iar sucurile de citrice, roșile sau frunzele de spanac, pătrunjel sau mentă se adaugă ulterior, eventual direct în blender. Pentru un gust mai acidulat, puteți adăuga 25 ml de apă minerală. Dacă vi se pare prea concentrat, 25 ml de apă plată. Dacă suferiți de gastrită sau alte afecțiuni gastrice, este bine să eliminați schimbirul sau piperul din rețetă. Cum să faci sut de țelină, tulpini, fără alte ingrediente să prepari un sut de țelină, este foarte simplu. Vei avea nevoie de 2 sau 3 tulpini sau tije de țelină un blender sau un storcător de fructe. Un cuțit ascuțit. Curăță țelina și îndepărtează frunzele. Pune tulpinile și lasă-le să treacă prin storcător. Bea sucul proaspăt, ca aptare. Dacă nu ai un storcător de fructe, poți folosi un blender. Odată ce ai transformat tulpinile de țelină într-un piure, poți folosi o sită fină sau o compresă sterilă mare pentru a strecura pulpa de suc. Poți să adaugi câteva cuburi de gheață la sucul tău de țelină sau poți să îl bei la temperatura camerei. De regulă, sucul este cel mai bun dacă îl bei proaspăt, dar poți să păstrezi o parte din el și pentru mai târziu. Acoperă-l bine și ține-l în frigider cel mult două zile. Încearcă să folosești diferite condimente și ierburi aromatice pentru a da un plus de savoare sucului tău de țelină. Unii nutriționiști recomandă să bei sucul de țelină ca atare, simplu, însă dacă ai timp și inspirație, poți să experimentezi, adăugând diferite fructe și legume, cum ar fi castravetele, menta sau limeta. Suc fresc din țelină, pere, ananas, castravete, parfumat cu lime, două tulpini de țelină, două pere, un sfert de ananas, o jumătate de lime lămâie verde, un castravete curățat de sâmburi și decojit. 25 ml apă plată sau minerală. Suc fresc din țelină, mere, castraveite, ghimbir cu spanac, lime sau mentă, opțional, o tulpină de țelină. Un castraveite, două mere golden, o jumătate de lămâie sau limeta, o bucățică de ghimbir, 10-15 frunze de spanac baby, 4 frunze de mentă. Suc fresc din țelină, castraveite, lămâie sau lime, cu roșii, opțional, 3 tije de țelină. 3, 4 fire de pătrunjel verde, jumătate de lămâie, un castrat veite, 4 roșii mici, după preferință, poți folosi și roșii sherry. suc fresc din țelină, mere, pere, chiu și ghimbir, 2 tulpini de țelină, 2 mere, 1-2 pere, 2 chivi, o bucățică de ghimbir, 25 ml de apă. Pentru rețetele de mai sus, pui toate ingredientele în blender sau în robotul de bucătărie. După caz, dacă este necesar, strecoară sucul obținut, printr-o sită fină, și consumul proaspăt. Valori nutriționale ale sucului simplu de tulpini tige de țelină Un pahar de suc de țelină are doar aproape 40 de calorii. El conține următorii nutrienți importanți. Nu uita că sucul de țelină nu va conține fibrele benefice pe care leguma crudă, nestoarsă, neprocesată, le are. Chiar și așa, sucul de țelină este un mod perfect de a ți menține corpul hidratat, deoarece conține în mare parte apă. Și nu uita că sucul simplu din tulpini de țelină are următoarele beneficii pentru sănătate: reduce tensiunea arterială, te protejează împotriva efectelor chimioterapiei și altor tratamente cronice, previne afecțiunile cronice renale și hepatice, reduce stresul oxidativ la minimum, are proprietăți antiinflamatoare. Iată câteva motive minunate să introduci în dieta ta zilnică suc pe bază de apio, cât mai natural și proaspăt preparat. Multă sănătate! În tip de toate, vă recomand să vă sfătuiți cu medicul specialist pentru prevenirea efectelor adverse. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!